Concursul Național de Ocupare a Posturilor sau Catedrelor din Unitățile de Învățământ Preuniversitar va avea loc în data de 29 iulie 2020 la centrul de examinare deschis la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu din Călăraș. Anul acesta, la nivelul județului nostru, pentru examenul de titularizare s-au înscris 320 de candidați. În vederea susținerii probei scrise, aceștia vor avea acces în sălile de examen până la ora 8:15 în baza unui act de identitate sau a pașaportului valabil. Desfășurarea probei scrise începe la ora 9. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de acces în centrele de examen pentru protejarea candidaților și a personalului implicat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. În fiecare sală de examen vor fi repartizați maximum 10 candidați.